teoretic ar trebui să ne luăm niște măsuri de siguranță, în special pe pozițiile mari, ar, în mod normal, dacă vom reuși să trecem de primul tur, vom avea 3 competiții în care vom juca și eu cred că ne-ar mai trebui un om mare, dacă se poate român, pentru a ne feri de orice întâmplări neprevăzute. Cum vedeți partida asta cu Urale Ekaterinburg? E o formație puternică din Rusia. Au și echipă din Rusia un basket foarte bun. Va fi o confruntare pe viață și moarte, însă noi suntem încrezători în șansele noastre. Eu cred că avem un loc foarte bun și trebuie să credem în șansele noastre.